Ok, hai să începem. Folclorul. Orice țară are un folclor. Folclorul ne definește ca țară. Din păcate, pe măsură ce parcurgem, ce se curge timpul, acesta începe să devină din ce în ce mai diminuat. Apar noi modalități de modernizare, apar jocuri noi, apar metode de distracție noi și pierdem ceea ce ne numim noi instituția națională. Ei bine, astfel am gândit Pesna, Project Especially Shaped for National Awareness. Ei bine, Pesna integrează într-un joc folclorul, mitologia și istoria română. Singurul joc de acest tip, și puteți verifica, singurul joc de acest tip care integrează toate cele trei funcții principale care orice țară trebuie să fie mândră de ele. Fără alte adăugiri, o să prezentăm un mic videoclip de început. Acesta este logo. Continuând, jocul se bazează pe celebrul bas, povestea lui Harap Alb, dat și la BAC, să știți, trebuie să știți. Acesta prezintă elementele din Harap Alb adăugate cu un strop de inventivitate, să spunem, ca să facem jocul mai interesant. Acesta este meniul de start, o să observăm trei butoane, exit, multiplayer-ul și player de single player. Acesta este un boss din Pesna. Animațiile sunt vectoriale, făcute complet de noi. Tot ce se vede pe ecran este făcut de către noi. Avem și un urs. Avem un copac de talente prin care jucătorul poate să-și aleagă diferite abilități. Acesta își adaptează modului de joc astfel încât își alege propriile lui funcții cum vrea să joace pasiv, agresiv și așa mai departe. Ține de gameplay aici mai mult. Funcțiile de gameplay sunt simple, atac, mers, sărit și așa mai departe. Iar, ok, învățăm o gleacă la, învățăm la istorie, învățăm la română, dar hai să înșinistrăm puțin așa că am adăugat un pic de multiplayer. Pe scurt, am făcut funcția de multiplayer în care doi jucători se pot bate între ei. Mă rog, cum se bate? Acum vreau să prezentăm de ceea ce este cel mai mândri. Project Structure-ul. Build from la început. Toate funcțiile în clase, tot ce vedeți este făcut de noi. Astfel, am făcut proiectul în LibGDX în Java, avem 70 de clase, 7028 linii de cod, avem ca algoritmistică parallaxing, avem două tipuri de moșteniri pe interfețe și clase abstracte. Continuăm. Avem serverul în Node.js făcut în JavaScript, astfel am folosit Java ca limbaj primar pentru frontend și pentru server side am avut JavaScript-ul. Librăria este făcută de către noi, librăria de frontend este făcută de către noi, iar partea de game engine este făcută de noi. Am refuzat să folosim un engine deja făcut, ne-am creat propriul nostru engine. Ce vedeți aici este o schemă a multiplayer-ului, cum arată core pentru multiplayer. Nu o să încerc să vă explic câți multe clase pentru multiplayer, așa că hai să vă sperii și mai mult. Acesta este structure-ul pentru single player. Toată structura și ierarhia claselor. Și ca să vă sperie tot, project complet. Cum funcționează codul din spate și vă anunț că această schemă este o schemă simplificată, fiindcă nu aveam cum să băgăm toate clasele. Ne-ar fi luat două ecrane. În regulă, vă mulțumim. Hai să vă prezentăm echipa ce am făcut fiecare. Developer pe frontend și librărie, Gagiu Filip. Pe backend, JavaScript, server și logică de joc, Antonio Ganea și Teodor Ciripescu și frumoșii noștri designeri Iisus Roșca Tudor. Și evident, Diana Salvăstru. Grafica a fost făcută, cum am spus, în Sprite, animații vectoriale pe bone-uri, coliziunile au fost implementate folosind o librărie open source pe care, fiind open source, ne-am permis să și intervenim în ea.
Am vorbit și cu cel care a creat această librărie și am făcut push pe ghidul respectiv, push, i-am transmis pe ghidul respectiv ce a schimbat la librărie ca să facem coliziunea pentru băunuri. Vă mulțumesc!